rugăciunea puternică pentru deosebirea lui Dumnezeu. Salut, dragi prieteni, dragi telespectatori, ca Duhul lui Dumnezeu să vă lumineze, să vă binecuvânteze în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că suntem aici încă o seară și noi ne vom ruga în favoare tuturor celor care au nevoie de ajutor. În câteva minute noi vom uni credința noastră și vom realiza, vom face un lanț puternic de rugăciune, cel mai puternic lanț de rugăciune din toată țara. Dumneavoastră puteți participa împreună cu noi, pentru că noi vom uni credința noastră și vom striga lui Dumnezeu în favoarea vieții dumneavoastră. Dumneavoastră care vreți o viață deosebită, dumneavoastră care vreți o căsnicie deosebită, dumneavoastră care vreți o viață economică deosebită, vreți o viață amorosă, sentimentală deosebită, vreți o viață fizică, o sănătate deosebită și mai degrabă, dumneavoastră vreți o viață spirituală deosebită. Asta începe când o persoană primește Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Într-adevăr, în orice are vieții noastre, deosebire începe când o persoană primește Duhul lui Dumnezeu. De ce, Părintele Lucian? Pentru că Duhul lui Dumnezeu este Duhul deosebire. Duhul lui Dumnezeu este Duhul deosebire. Atunci cine primește Duhul lui Dumnezeu, primește propria deosebire, devine propria deosebire. Dumnezeu chiar a zis, ei vor fi ai mei, vor fi o comoară deosebită. De ce? Pentru că odată în care persoana primește Duhul lui Dumnezeu, ea nu mai va fi o persoană tristă, ea nu mai va fi o persoană depresivă, ea nu mai va fi o persoană panicată, o persoană înspăimântată. În zilele noastre, ușor să găsim persoane panicate, persoane înspăimântate, persoane speriate din cauza crizelor, din cauza necazurilor. Se aude un lucru, lumea deja e speriată, nu-i așa? Se aude un lucru la televizor, lumea deja e speriată, panicată, disperată, înspăimântată. Dragii mei, oare de ce, hă? Oare de ce persoane sunt în această stare? Știți de ce? Pentru că aceste persoane încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu cel viu. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, nu se va înspăimânta, nu se va dispera. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, nu va fi speriat de ceea ce se întâmplă. Din contră, pentru că are bază în cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu nu este o teorie, como lumea spune. Multe persoane spun că cuvântul lui Dumnezeu este o teorie. Dar nu e teorie. Cuvântul lui Dumnezeu e adevărul. Și e bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Cine poate să spună că acest cuvânt e mincinos? Cuvântul lui Dumnezeu nu e mincinos. E viu. E eficaz și lucrează în viața celor care cred. Inclusiv, eu voi pune aici un verset care spune aceste lucruri și vom citi acum împreună, acolo Numeri capitolul 23 și versetul 19. Vedeți ce Biblia spune acolo. Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Nici un fiu al omului, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce ai spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Oare Dumnezeu nu va face? Vedeți, Dumnezeu nu e om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Oare Dumnezeu nu va face ceea ce le-a promis? Oare Dumnezeu nu va face ceea ce le-a hotărât? Ceea ce el a făgăduit nu va împlini? Ba da, dar în viața cui? În viața celor care cred, în viața celor care îl slujesc pe Dumnezeu, pentru că doar cel care îl slujește pe Dumnezeu are această siguranță. De aceea Dumnezeu spune, acolo în Maliahi capitolul 3,
și versetul 18. Și din nou veți vedea deosebire, diferență între cel care mă slujește și cel care nu mă slujește. Atunci persoana care îl slujește pe Dumnezeu are această bază. Persoana care îl slujește pe Dumnezeu nu va fi înspăimântată, nu va fi speriată, nu va fi panicată, nu contează criză, nu contează ce ar fi, Dumnezeu nu e în criză. Poate societate în criză, oamenii sunt în criză, dar Dumnezeu, dragii mei, nu e în criză. Atunci înțelegeți de ce vă trebuie Duhul lui Dumnezeu. Pentru că doar cine are Duhul lui Dumnezeu are această bază. Se încrede în această promisiune. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o teorie, cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Eu vă citi încă o dată, fiți atenți. Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Dumnezeu nu e om. Om poate să mintă. Oamenii minte. Nu e adevărat? Dar Dumnezeu nu. Nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ca să-i pară rău. Ce a spus o are nu va face? Ce a făgăduit o are nu va împlini? Noi vom urmări acum o marturisire, doamna Thais, este o marturisire internațională. Episcopul Clodomir a luat această marturisire, deja este tradusă în limba română, ca dumneavoastră să înțelegeți ce înseamnă sluji pe Dumnezeu. Ce înseamnă a crede în cuvântul, în promisiune, în făgăduința lui Dumnezeu. Dumneavoastră, de asemenea, dacă doriți să ajutați mai multe persoane, cum ați văzut la început, vom face o rugăciune de învoire. Eu sunt aici, dar nu sunt singur. Sunt eu, aici sunt colegii mei, lângă mine, sunt cei care sunt în conferință și noi vom uni credința, vom face un lanț puternic. Vă repeta, cel mai puternic lanț de rugăciune din toată țara. Din toată țara, veți vedea. Pentru că bazați pe acest cuvânt, vom vorbi cu Dumnezeu în favoare dumneavoastră. Dar eu vreau să vă cer această favoare. Distribuiți această misiune. Trimiteți mai departe, de 7, de 10 ori, de câte ori puteți. Pentru că toți cei care vor primi aici de pe pagina noastră această emisiune, această rugăciune, în câteva minute vor primi ajutorul lui Dumnezeu și sunt multe persoane panicate. Dacă cunoașteți o persoană așa panicată, înspăimântată, speriată, disperată, trimiteți acum aceste live la aceea persoană și toți cei care vor primi această rugăciune vor primi ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să vă cer favoare dumneavoastră care frecventați aici locașul Duhului Sfânt și vreți să ne ajutați, să ajutăm persoanele care au nevoie, distribuiți, vă rog frumos, pentru că toți vor primi ajutor din partea lui Dumnezeu. Și numărul nostru, pentru cei mărâniți, disperați, chinuiți, deprimați, acum apare pe ecran dumneavoastră, 021-255-7300 sau 0721-805-569. Dumneavoastră puteți vorbi cu cineva dacă sunteți disperați. Această misiune este făcută în favoare, de asemenea în favoare celor disperați. Dumneavoastră care sunteți gata să vă omorâți, să puneți capătul zilelor, sunteți depresivi, s-a făcut o depresie în viața dumneavoastră, sunteți triști, mâhâniți, se apropie sfârșitul anului și dumneavoastră sunteți într-o stare foarte dificilă și pe parcursul anului ați suferit foarte mult, atunci vă rog, chiar acum puteți suna și puteți discuta cu cineva acolo, operatorul nostru vă va răspunde. Dar noi vom urmări această marturisire, vă rog, fiți atenți la fiecare detaliu, la fiecare cuvânt care această doamnă va spune și ceea ce dânsa a făcut pentru a schimba istoria vieții ei. Haideți să vedem, deja mă întorc. Domnule episcop, când am ajuns la locașul Duhului Sfânt, trăiam în sărăcie, pentru că soțul era fără loc de muncă de 7 ani, el era frustrat și eu îi ceream socoteală din cauza nevoilor din casă, nu aveam ce să-i dau fiicei să mănânce, el mă bătea.
Soțul meu mă lovea violent, el mă tăra de păr prin casă, eu îi ceream, frigiderul fiind gol, el pleca pe străzi, încerca să lucreze cu ziua și nu găsea. Și eu îi spuneam, uite cum e situația, trebuie să mâncăm. Și el mă lovea cu pumnii. Mă bătea ca și cum aș fi un bărbat. El mă trăgea de păr, mișca mobila din casă, era mereu așa. 24 de ore acest infern pe care îl trăiam în casa mea. Eu scoteam cuțitul la el și el ținea cu mâna de cuțit ca să nu-l omor. Inclusiv aici are cicatricea de când a ținut cuțitul de tăiș cu mâna. El a ținut de cuțit și eu am tras și atunci a tăiat palma lui. Și am ajuns să arunc o tigaie cu ulei încins pe spatele lui, în punctul în care am văzut cum pielea lui cobora, pentru că eram disperată. Eu nu reușeam, eram o femeie la extremul disperării. Jennifer, fica mea, era mică și a țipat de foame. Atunci când el pleca să caute ceva de muncă, eu eram disperată pentru că nu aveam nicio direcție. Începeam să bat la ușile vecinilor, ale persoanelor, să cer mâncare. Ele îmi dădeau resturi de macaroane în pungi și luam acasă. De multe ori era cașcavalul deja stricat și îi dădeam fiicei mele să mănânce. Mâncare făcută de mai multe zile îmi dădeau resturi. Eu căutam în gunoi, mă duceam după ce se termina piața și luam fructe învechite, unde se depozitau și luam de acolo lucruri vechi, stricate și le luam acasă. Tu nu te simțeai umilit cu această situație? Da, mă simțeam foarte umilit. Umilința era atât de mare și disperarea mea și a ei n-a vedea aceea situație din casă. Singura modalitate ca să o opresc, să mai înceară socoteală, era violența. Doar să o lovesc trecea prin capul meu. Și ea mergea într-un colț și plângea și eu ori plecam de acasă, ori mergeam în alt colț și așa trăiam. Singurul mod ca să fie liniștit, să nu mai aud. Dar tu făceai asta drogat, beat sau treaz? Eram treaz, doar că era un duh necurat. Niciodată nu am fost viciat. Și ce duh necurat era, e? Era așa, situația pe care știai că nu o poți schimba. Ceea ce trecea prin capul meu, eu făceam. Atunci ce trecea prin capul meu era să o agresez, ca ea să stea liniștită. Dar nu rezolva, doar era mai rău. Dar asta trecea prin capul meu. Câți ani a trăit acest infern? Mai mult de 7 ani. Mai mult de 7. Și copilul vedea asta. Jennifer vedea toate acestea. Ea stătea retrasă într-un colț, plângea mult fiica mea, nu dormea noaptea, avea vedenii, plângea, vedea lucruri în casă, lucruri imaginare. Atunci viața mea era un demon curat, un iad. Erau multe duhuri necurate în viețile noastre și eu priveam la Adrian și noi nu aveam o relație de căsătoriți. Nu reușeam să dormim împreună. Când ajungeam aproape de el, voiam să sar pe el, îl scuturam, îi ceream socoteală. Fica noastră este înfometată și el mă bătea până când îmi curgea sânge. Mergeam la spital, odată am stat internat aproape 20 de zile pentru că el mi-a spart nasul. Aproape am făcut o operație, mulțumită lui Dumnezeu n-a fost necesar, dar am stat internată cu perfuzie. M-am întors acasă toată bandajată și el m-a bătut rău în casă. Chiar venind de la spital, în starea aceea, el mă bătea. Era un iad. Care a fost cea mai mare suferință la care ai ajuns? Ce te-a făcut să vii și cum ai ajuns la biserică? Atunci când am aruncat tigaia cu ulei încins pe spatele lui și am văzut cum curgea pielea de pe el și am zis, unul va omor pe celălalt, nu exista soluție. M-a lăsat întinsă pe jos. El mi-a dat un pumn în ureche, încât sângele a început să curgă din ureche, eram cu rochea ruptă, sângele a început să curgă pe roche, eram cu șlapi, pentru că nu aveam bani să cumpăr unii mai buni. Și el a trântit ușa și a plecat. Ca să vedeți cum Dumnezeu face lucrurile. Radioul a rămas pe frecvența postului de radio al bisericii. Eu am rămas întins acolo, plângând, suspinând și am spus că mă voi omorâ pentru că nu mai am soluție, nu mai suportam acea situație, eram decisă. De mai multe ori am luat cuțitul pentru a mă tăia, dar nu am terminat de făcut asta pentru că fiica mea ajungea și nu aveam curaj să fac asta în fața ei. Așa cum eram, cu acei papuci, plină de sânge, toată nepieptănată, așa am venit la locașul Duhului Sfânt, am intrat, persoanele au început să se uite la mine, m-am așezat pe primul rând și am început să ascult predica. Dar eu nu mă uitam la nimeni în biserică, doar la bărbatul lui Dumnezeu. Și el a început să vorbească și ce spunea intra în interiorul meu cu o forță atât de mare pentru că eu voiam să-l cunosc. Voiam o schimbare, voiam o viață pe care niciodată nu am avut-o. Am început să ascult și el spunea, dacă veți urca pe altar și veți sacrifica, Dumnezeu va schimba povestea voastră. El a luat un cuțit din bucătărie, l-a pus la gâtul meu
și a ridicat gâtul meu și a, cu cuțitul și a spus, rupe plicul, pentru că dacă vei încerca să faci ceva pentru a pune bani acolo, eu te omor. Și eu am spus, eu voi sacrifica Adrian. Mă poți omorâ, dar eu voi sacrifica și Dumnezeu va schimba povestea noastră. Vei vedea ce va face Dumnezeu. El a luat cuțitul, l-a înfipt în podeaua sufrageriei și a spus, ce bine că a fost în podeaua sufrageriei că l-am înfipt. Și a spus, vezi cum am înfipt cuțitul în podea? Casa era din lemn, îl voi înfige în pieptul tău dacă vei continua cu circul acesta. Și am spus, eu voi continua. Și a spus, bine, atunci te voi lăsa să faci ce ai de făcut. Deja ai vândut tot ce aveam, dar cu ceartă, nu cu calmitatea cu care eu vorbesc. Te voi lăsa să faci asta, dar pregătește-te. După ce vei pune plicul în altar și te vei întoarce, îți voi vărsa sângele în această sufragerie. Și fica mea plângea și plângea văzându-l pe tatăl ei, pentru că era cu un cuțit imens. Și el ascuțea mereu acel cuțit în fața mea, domnule episcop. Și el ascuțea cuțitul în casă și mi-a spus, s-a terminat cu tine, s-a terminat. Dar spunea certându-se, el mă împingea și eu am spus, vei veni cu mine la biserică pentru a sacrifica. A sosit momentul. El nu a vrut, dar eu am zis, vei veni, da. Vrei sigur să vin? Atunci mă vei suporta de acasă până la biserică și vei vedea ce voi face cu tine. Noi aveam o bicicletă veche care cădea în bucăți, era toată ruginită. El a luat bicicleta, a fost cu mine la biserică, eu mergeam, Jennifer era lângă mine, eu aveam sacrificiul și el mă împingea, împingea bicicleta în mine. Eu cădea, domnule episcop, mi-am zgâriat tot cotul de ziduri, de pereți și am ajuns toată zgâriată la biserică. Domnule episcop, l-am luat de mână cu forța, l-am tras cu mine să urce pe altar, pentru că eu voiam să-mi salvez căsnicia de asemenea. Eu îl voiam pe Dumnezeu, voiam să mă nasc din Dumnezeu în primul rând și voiam ca el să se nască din Dumnezeu, ca noi să fim fericiți. Și l-am tras cu forța pe altar, el a urcat cu mine și am pus sacrificiul meu pe altar. Când eu am pus sacrificiul meu pe altar, domnule episcop, eu vă pot spune cu siguranță că nu a fost niciun sentiment, că a fost o siguranță în inima mea și mintea mea era convinsă că Dumnezeu va realiza toate visurile mele. În primul rând, nașterea din Dumnezeu, pentru că asta i-am cerut. Voiam să-L cunosc și am coborât de pe altar cu Adrian, fiind o altă femeie. Deja aveam o altă mentalitate. Oricât de incredibil ar părea, chiar din prima zi, da. Am coborât de pe altar cu acea forță, o forță pe care nu am cunoscut-o niciodată în viața mea. Eu am coborât de pe altar. El care mă tulburase de acasă până la biserică, acum era tăcut. Când am ajuns acasă, casa era goală, situația era aceeași. Dar ce era înăuntru meu era mult mai mare, domnule episcop. Soțul a venit și mi-a spus, vreau să vorbesc cu tine. El a început să scoată tot ce era înăuntru lui în cuvinte. Mi-a spus că mă iubea, îmi povestea lucruri absurde pe care le făcea cu mine și nu le știam. Dumnezeu l-a făcut să-și curețe interiorul cu mine. A început să plângă, a îngenunchiat, mi-a cerut iertare, mi-a spus, nu știu ce s-a întâmplat în acel altar, dar nu mai sunt persoana care eram. Nu știu cum am putut să te lovesc, s-a căit de tot ce-mi făcuse. Eu l-am iertat pentru că, din momentul în care mi-am lăsat viața pe altar, nu trebuia să mă mai uit la soțul meu cu ură, nu mai trebuia să mă cert cu el, pentru că Dumnezeu conduce căsnicia noastră. L-am pus pe Dumnezeu să conducă căsnicia noastră. I-am spus soțului, eu te iert, nu e nevoie să-mi spui nimic. Ce ai făcut înainte să cobor din altar nu mă mai interesează. Și de atunci până azi. Eu cu soțul am început să fim în credință până astăzi. Dumnezeu ne-a îndrumat. Așa cum spuneați în predică, Dumnezeu ne dă o direcție. Am deschis firma mea proprie, este în domeniul imobiliar, al asigurărilor. Pentru a rezuma, viața ta este diferită în ce aspecte? Viața mea e diferită în totul. Dumnezeu a schimbat totul. În tot. Viața completă. Completă. În principal, Duhul Sfânt. Pentru că dacă eu nu aș fi fost născută din Dumnezeu, El nu mi-a fi dat direcție. Eu completez pentru că am vorbit de partea financiară, pentru că Dumnezeu a făcut totul. Dar cel mai important pentru mine este Duhul Sfânt, pentru că ce e material nu semnifică nimic. Când începi să înțelegi că banii, bunurile pe care ți le-a dat Dumnezeu nu semnifică nimic, ci doar te folosești de ce este mai bun de la Dumnezeu pe acest pământ, Dumnezeu te face să te dezvolți tot mai mult,
să crești tot mai mult. Este ceea ce s-a întâmplat în viețile voastre. Asta s-a întâmplat, avem totul, domnule episcop. Fica mea mănâncă ce vrea, are studii superioare. Tu ai Duhul Sfânt, da, cu siguranță, este lucrul principal, domnule episcop. Urmăriți acum 4 pași utili pentru a ști cum să participați la campania Focul Sfânt din Israel. Primul pas. Scrieți, citeți pe o bucată de hârtie care este cel mai mare vis al dumneavoastră. Pasul 2. Luați un plic alb. Pasul 3. Puneți în acest plic cererea împreună cu sacrificiul dumneavoastră, ceea ce considerați că pentru dumneavoastră este un sacrificiu. Pasul 4. Veniți la Catedrala Credinței sau la un locaș al Duhului Sfânt mai apropiat de dumneavoastră pentru a pune în altarul lui Dumnezeu propriul sacrificiu. Dacă nu puteți veni momentan la catedrală sau sunteți în străinătate și doriți să sacrificați în această campanie, sunați la numerele afișate pe ecran pentru a vă informa cum puteți trimite cererea împreună cu sacrificiul pentru a pune în altarul lui Dumnezeu sacrificiul dumneavoastră. Dragi prieteni, dumneavoastră ați văzut încă o marturisire foarte puternică. Doamna Thais, care a ajuns în locașul Duhului Sfânt, căsnicie distrusă, mizerie totală, în sărăcie totală, viață la pământ, dar când a ajuns, a primit un cuvânt. Acel cuvânt a schimbat viața dânsii. Dânsa a crezut în cuvântul lui Dumnezeu, a crezut că Dumnezeu nu e om ca să mintă și atunci dânsa a venit la altar pentru a sacrifica. Pentru a sacrifica. Și ați auzit istoria, povestea dânsei, cum a fost viața dânsei, suferința cu soțul, dar prin credință, pentru că dânsa a fost dusă de Duhul lui Dumnezeu, convinsă de Duhul lui Dumnezeu, pentru că noi nu suntem aici pentru a vă convinge de absolut nimic, eu nu vreau să vă conving. Cine vă convinge de ceea ce trebuie să faceți, este Duhul lui Dumnezeu. Dacă dumneavoastră nu credeți, dacă nu faceți parte a dumneavoastră, degeaba dumneavoastră veți veni, veți participa, trebuie să credeți, ca dumneavoastră să urcați pe altarul și să faceți un adevărat sacrificiu. Aceasta doamnă a făcut un sacrificiu, vedeți ce dânsa zis, propriu Dumnezeu a convins-o, propriu Duhul Sfânt a vorbit cu dânsa, a revelat pentru dânsa ceea ce dânsa ar trebui să facă ca un sacrificiu și dânsa a făcut. Dânsa a făcut, a vândut tot ce avea pentru că deja era mizerie, deja era sărăcie, deja era o viață mizerabilă, suferință totală. Dânsa voiau schimbare, Dumnezeu a cerut-o. Dumnezeu a vorbit cu dânsa, dar un detaliu, când dânsa a venit la altarul și a sacrificat, dânsa nu a depus doar acea sumă, dânsa a depus viață, dânsa a depus acolo un sacrificiu, dânsa a depus acolo tot, toată ființă. Și aceasta e propunere, dumneavoastră care vreți o schimbare, vreți o transformare, să depuneți aici pe altarul lui Dumnezeu toată ființă. Dar poate mă întrebați, părinte, de ce îmi trebuie un sacrificiu atunci material? Pentru că sacrificiu este o exprimare de credință. E foarte ușor persoana să spună eu cred în Dumnezeu, dacă ea nu va materializa această încredere, această credință prin fapte. De aceea Dumnezeu spune și noi ne bazăm pe acest cuvânt. El a zis și din nou veți vedea deosebire între cel care slujește lui Dumnezeu și cel care nu slujește. De ce? Pentru că doar cine slujește sau vrea să-L slujească pe Dumnezeu, face acest lucru. Duhul Sfânt știe cine vrea și cine nu vrea să-L slujească pe Dumnezeu. Nu e persoana să se slujească pe ea însăși.
Eu voi face sacrificii pentru că eu vreau o binecuvântare, o deosebire și gata. Nu é asta. Persoana sacrifica pentru că vrea să-L glorifice pe Dumnezeu cu propria viață ei, cu marturie, cu marturisirea ei. Marturisire pentru a glorifica pe Dumnezeu. Și de aceea noi realizăm această campanie Focul Sfânt. Eu mă adresez la dumneavoastră, care sunteți ca această doamnă, în fundul sacului și vreți o schimbare. Părintele Lazar, este o mare oportunitate, cine vrea trebuie să profite de această oportunitate. Alo? Nu se aude, părintele Lazar? Ok. Atunci, vom corecta această problemă, nu e problemă. Vom corecta problemă pentru că nu e problemă. Dar dumneavoastră, dacă credeți, părintele Lazar spune, oricine vrea deosebire, trebuie să sacrifice. Oricine vrea deosebire, trebuie să sacrifice. Persoana care vrea deosebire, trebuie să sacrifice. Hă? Părintele Arnold, ține microfonul aici, te rog. Persoana care vrea deosebire, trebuie să sacrifice, pentru că fără sacrificiu, e imposibil persoana să vadă această deosebire, schimbare în viața ei. Nu e așa? Așa este, domn părinte, de aceea dumneavoastră aveți oportunitate să folosiți credința. Poate că dumneavoastră ați urmărit marturisirea aceasta și ceea ce s-a întâmplat cu această persoană se întâmplă cu dumneavoastră. Atunci această slujba focului sfânt este pentru dumneavoastră, vedeți, pentru toată lumea. Este dificil, dar în momentul în care dumneavoastră veți veni în acest altar, aici dumneavoastră veți schimba toată viața. Așa este, pentru că altarul e locul de schimbare, nu e locul de ameliorare, e locul unde viața persoanei se schimbă, nu e așa, Ramon? E microfon acolo. Dacă persoana vrea o schimbare, trebuie să facă un sacrificiu și să vină la altar. Nu contează distanță, nu contează cine ești, nu contează trecut, cine vrea această schimbare, altarul este loc potrivit. Aici așa este, că această persoană trebuie să înțeleagă, este că noi aici vorbim, da, de un Dumnezeu deosebit, de un cuvântul deosebit, promisiunile deosebite, dar și sacrificiul trebuie să fie deosebit. Că degeaba ea se prezintă înaintea unui Dumnezeu deosebit, se bazează pe un cuvântul deosebit, dar vine cu un sacrificiu obișnuit. Atunci cum va vedea ea deosebire dacă ea însăși nu face ceea ce este deosebit? E adevărat, și sacrificiul acesta devine mai deosebit când persoana pune sacrificiu material împreună cu sacrificiu spiritual și se dăruiește pe altar 100%, ființă, sufletul. Atunci Duhul lui Dumnezeu vine pentru că este Duhul deosebire și schimbă viața persoanei ca să aibă viața deosebită, cum s-a întâmplat cu acest cuplu. Dacă ați observat, dânși nu a fost doar o schimbare spirituală, a fost o schimbare în căsnicie, pentru că momentul în care dânsul a urcat pe altar cu dansă pentru a sacrifica, chiar a zis, te voi omorâ de acasă până la biserică, a amenințat-o, te voi omorâ. Dacă nu se întâmplă nimic, te voi omorâ. Dar ce dansa zis? Eu sunt hotărât, eu voi sacrifica. Cine e convins-o? Cine convinge o persoană? Soțul o amenința și ea era convinsă. Cine a convins-o? Cine a pus aceea convingere înăuntru dansei ca să sacrifice, să meargă până la cap de către Duhul Sfânt? Duhul deosebire. De aceea chiar în fața amenințărilor nu s-a lăsat. Sigur, dacă dânsa ar fi fost convinsă de preot, când ar veni soțul cu amenințare, ar da înapoi. Dar pentru că cuvântul care a primit a fost acest cuvântul deosebire, acest cuvântul care a venit de la Dumnezeu deosebire, nici în fața amenințării de moarte, ea n-a dat înapoi. Ea a servit pe Dumnezeu și pe altar, chiar în cazul dânsei, chiar pe altar, a văzut deosebire. Așa este, pentru că soțul când a coborât de pe altar, deja a coborât transformat, nu a ameliorat. El chiar a zis, acolo pe altar s-a întâmplat o schimbare în mine. Din ziua aceea, el s-a schimbat, nu a fost? El a devenit deosebire de asemenea, căsnicie deosebită, familie deosebită și mai târziu a avut și ideea deschis afacere, totul a devenit deosebit. Așa este, domn părinte și dragi mei prieteni, Dumnezeu nu da greș.
e a înțeles că nu există altă ieșire. Și dumneavoastră care ne auziți în această clipă și ne vedeți, deja ați încercat de tot și până acum nu ați rezolvat, dar altarul rezolvă tot. Așa este, altarul, pentru că este locul de, cel mai deosebit în toată biserica. Dacă putem vedea aici catedrală, nu e nevoie să deschidem toată camera acum, dar aici, în toată catedrală, în toată biserică, locul cel mai deosebit unde este? Altarul. Unde suntem? Unde trebuie să ajungeți? Dacă ajungeți aici în altar, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră? O ameliorare? Oare Dumnezeu, fiind un Dumnezeu deosebit, face ameliorare sau schimbare? Schimbare. Atunci, dacă credeți și Duhul lui Dumnezeu confirmă înăuntru dumneavoastră ceea ce noi vorbim aici, dumneavoastră de asemenea casă, chiar am dat acest sfat pentru persoane, să luați o foaie așa a patru, scrieți care deosebire, începând cu prezența lui Dumnezeu, bineînțeles, Duhul lui Dumnezeu, care deosebire vreți să înviați dumneavoastră, chiar așa dumneavoastră veți să îndoieți asta hârtia 4 și hârtia 4 devine chiar un plic, gata, aici e plicul dumneavoastră și aici e plicul acesta care ați făcut acasă, dumneavoastră veți să aduce, deja scris aici, cea mai mare dorință, plicul meu nu a ieșit așa prea frumos, nu e problemă, pentru că nu contează parența, dar e credință. Dumneavoastră veți face așa frumos acasă, mai bine făcut decât eu, și dumneavoastră veți scrie acolo cea mai mare dorință, veți aduce împreună cu ceea ce Duhul Sfânt vă cere, ca un sacrificiu, împreună cu toată viața, și veți pune în altarul lui Dumnezeu. În fiecare locaș Duhul Sfânt, în fiecare altar este chivot, unde dumneavoastră veți depune înăuntru chivotului sacrificiu dumneavoastră împreună cu dorință. Aceasta dorință va ajunge acolo în templul lui Solomon. Vom pune aici imaginea templului, dumneavoastră puteți vedea. Singurul templu desenat de Dumnezeu cel viu. Singurul templu care a fost desenat, propriu Dumnezeu a dat schiță. Schiță templului. Nu există în toată lumea um templo așa deosebit. Atunci, acolo, preoți, episcopi, vor face um strigăt foarte mare către Dumnezeu, în favoare dumneavoastră. Strigătul va fi deosebit și Dumnezeu se va manifesta. Dumnezeu se va materializa. Eu nu spun că veți avea um an deosebit, pentru că cine primește Duhul deosebit nu va avea um an deosebit, dar va avea o viață întreagă deosebită. Deosebit, această propunere, credeți? Atunci nu rătați această mare oportunitate. Noi vom urmări încă o dată această marturisire cu doamna Mirica. Sunt persoane care încă nu au văzut această marturisire și merită să vedeți, pentru că dansa a văzut această deosebire de-a lungul anilor. Dansa vine aici la locașul, a făcut în fiecare an de două ori pe an, focul sfânt și dansa povestește ceea ce s-a întâmplat. Puteți distribui, pentru că după marturisire noi vom intra aici cu un strigăt puternic în favoare dumneavoastră. Nu uitați, distribuiți cel puțin de 10 ori dacă se poate, da? Haideți să vedem această marturisire. Mă numesc Mirica Aurora și cunosc această catedrală de aproape 13 ani. Am cunoscut această biserică prin intermediul unor persoane care mergeau aici de mai mulți ani și care au avut niște rezultate deosebite în schimbarea vieții personale, spirituale, în toate domeniile. Mergând la slujbele de la Catedrala Credinței, eu am auzit despre Focul Sfânt. Focul Sfânt este o campanie prin care ne dăruim nu numai cu darul nostru, ci cu toată ființa noastră, ca Dumnezeu să schimbe ceea ce noi considerăm că reprezintă o problemă pentru noi.
primul foc sfânt pe care l-am făcut a fost pentru faptul că în familia noastră erau multe discuții între tatăl și unul dintre fii. Când eu am auzit despre focul sfânt, eu am știut sigur că această problemă Dumnezeu mi-o va rezolva prin acest foc sfânt. Eu am făcut acest foc sfânt cu toată ființa mea și l-am rugat pe Dumnezeu să schimbe această situație. După ce eu am făcut focul sfânt, deci a venit o schimbare majoră, pacea și liniștea dintre cei doi, tată și fiu, s-a reabilitat și viața noastră a început să se schimbe și în alte domenii. Pe parcursul celor 13 ani, dar acesta este începutul celui de-al 13-lea an, eu am făcut 12, deci 24 de sacrificii. La fiecare sacrificiu, deci eu am cucerit o binecuvântare și tot ceea ce am cerut, deci pe toate le-am obținut. În urma acestui foc sfânt, și viața mea personală și spirituală s-a schimbat. M-am apropiat mai mult de Dumnezeu, am început să-L iubesc din ce în ce mai mult, să-L caut din ce în ce mai mult, să citesc tot mai mult și să fac ca El să facă parte din viața mea. Pe fiecare zi ascult slujbele de la Catedrala Credinței, pe fiecare zi ascult sfaturile preoților și prin acest foc sfânt care ne dă posibilitatea ca toate lucrurile rele din viața noastră să le eliminăm, adică de două ori pe an, în iulie și în decembrie, eu întotdeauna am fost dispusă să le fac, pentru că de fiecare dată am avut câte un vis de împlinit. Pe parcursul celor 24 de sacrificii, pe lângă ceea ce eu am avut nevoie, Dumnezeu mi-a dăruit două nepoțele gemene minunate, deci a fost un dar extraordinar. Am avut parte de o excursie minunată la băiatul meu, care este în America, și m-am bucurat din ce în ce mai mult de tot ce ne poate oferi Dumnezeu. Și acolo am căutat și am fost de două ori la această biserică cu copiii mei și am constatat că unde aș merge, deci fără Dumnezeu, deci nu pot să trăiesc. Acest foc sfânt nu face doar să aducă o binecuvântare. Acest foc sfânt, deci este o apropiere tot mai mult de Dumnezeu, care ne face să devenim mult mai ascultători și care să ne încredem în puterea Lui și în tot ce ne oferă El. Eu îmi doresc din tot sufletul ca fiecare persoană care a ascultat mărturia mea și experiența mea din cei 13 ani să aibă încredere că este o experiență frumoasă și adevărată. Eu întotdeauna L-am iubit pe Dumnezeu, dar aici L-am cunoscut cu adevărat și prin acest foc sfânt, deci acest foc sfânt a fost șansa noastră de a putea să ne schimbăm viața. Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați ascultat și vă doresc să împărtășiți și dumneavoastră această experiență cu Dumnezeu și veți vedea că prin acest sacrificiu viața dumneavoastră se va schimba. Urmăriți acum 4 pași utili pentru a ști cum să participați la campania Focul Sfânt din Israel. Primul pas.
scrieți, citeți pe o bucată de hârtie care este cel mai mare vis al dumneavoastră. Pasul 2. Luați un plic alb. Pasul 3. Puneți în acest plic cererea împreună cu sacrificiul dumneavoastră, ceea ce considerați că pentru dumneavoastră este un sacrificiu. Pasul 4. Veniți la Catedrala Credinței sau la un locaș al Duhului Sfânt mai apropiat de dumneavoastră pentru a pune în altarul lui Dumnezeu propriul sacrificiu. Dacă nu puteți veni momentan la catedrală sau sunteți în străinătate și doriți să sacrificați în această campanie, sunați la numerele afișate pe ecran pentru a vă informa cum puteți trimite cererea împreună cu sacrificiul pentru a pune în altarul lui Dumnezeu sacrificiul dumneavoastră. Dragi prieteni, atunci ați văzut încă o mărturisire. Vom pune acest verset, ceea ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, dumneavoastră să citiți împreună cu noi. Biblia spune așa: ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciune făcută în locul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de templul lui Solomon. Vom pune aici. Pune-te lângă, te rog, aici templul lui Solomon, aici pe ecran, ca persoane să vadă unde e templul lui Solomon. Acest templu minunat, deosebit. Dumnezeu a făcut această promisiune pentru Solomon atunci când a fost zidit primul templu. Noi am făcut acest templu, este la fel ca primul templu, a fost făcut o copie exactă cum a fost făcut, doar că este mult mai mare, bineînțeles, dar aceeași promisiune este, pentru că acolo, în acest loc, orice rugăciune făcută în acest loc, Dumnezeu a zis că va auzi. Ele va asculta, ochii lui vor fi deschiși. De aceea, noi vom lua dorințele tuturor și le vom duce acolo, în templul lui Solomon. Noi ne pregătim pentru această călătorie misionară acolo, ca Dumnezeu să se manifeste. Dumnezeu să facă deosebire în viața dumneavoastră. Și dacă credeți, aceasta este oportunitatea dumneavoastră. Pe data de 12, zi oficială a campaniei Focului Sfânt, va fi duminică, pe data de 12. Bineînțeles, cine dorește să vină deja pe 5 decembrie și să urce pe altar, se poate. Dar zi oficială a campaniei va fi pe data de 12. Și toți cei care doresc, de asemenea, poți sunteți departe, nu aveți cum să veniți personal, atunci puteți trimite de asemenea dorința dumneavoastră și puteți de asemenea face sacrificiu material, economic dumneavoastră, pentru că va fi depus pe altar. Și dumneavoastră veți determina de asemenea deosebire. Dar e bine să sunați și să aflați mai mult. 021-255-7300 sau 0721-805-569 sau chiar aici pe pagina noastră de Facebook puteți afla, trimiteți pe privat un mesaj și noi vă vom clarifica mult mai mult. Dar un lucru e sigur, cine vă va revela, cine vă va spune ceea ce trebuie să faceți, este propriul Duhul lui Dumnezeu și cine va asculta vocea lui, cum a ascultat doamna Mirica, cum a ascultat doamna Thais, de asemenea va vedea deosebire în viața lui. Dumneavoastră, știți, noi ne vom ruga în favoare dumneavoastră, acum, puteți lua un pahar cu apă, distribuiți acum, vamos face așa, distribuiți acum de 7 ore încă o dată. Haideți, distribuiți, pentru că vom face un lanț puternic de rugăciune. Va fi rugăciune de învoire. Chiar acum veți primi un semn de la Dumnezeu. Din păcate, colegii mei care sunt prin conferință, nu pot vorbi pentru că a fost o problemă aici, acolo în sunet, acolo în conferință, nu e problemă. Dânșii se vor ruga de acolo, noi ne vom ruga de aici și vom determina deosebirea lui Dumnezeu în viața celor care vor veni și vor sacrifica. Și dacă dumneavoastră suferiți, dacă dumneavoastră, poate pentru prima dată, sunteți depresiv, deprimat, mâhnit, vreți să vă omorâți,
aveți pe cineva într-un spital, nu trebuie să plătiți nimic. Eu mă voi ruga în favoare dumneavoastră. Dumnezeu va asculta rugăciunea noastră și veți vedea un semn de la Dumnezeu. Dar faceți o juruință cu Dumnezeu. Văzând aceste semne, veniți aici să mulțumiți pe Dumnezeu, chiar aici în altarul Lui, dumneavoastră puteți veni. Depinde doar de dumneavoastră. Dar noi avem o veste bună pentru toți. Noi ne rugăm în fiecare seară la ora 10 și vom face de vineri, de luni până vineri această rugăciune de învoire și determinando deosebire. Dar sâmbătă, noi vom realiza aici de asemenea online, vom realiza o binecuvântare foarte specială que ar deosebir tão favoare a Sfintei Familie. Família nossa é sfântă. Atunci eu vreau să vă invit dumneavoastră, să invitați toată familia dumneavoastră, rudele dumneavoastră, noi bărbați lui Dumnezeu, fiecare vom fi cu soția noastră la masă, eu voi fi cu familia mea, noi ne vom ruga, va fi foarte obiectiv la ora 18 sâmbătă. Va fi o rugăciune specială în favoare familiei. Dumneavoastră veți participa aici prin Facebook, pregătiți o pâine sau mai multe, un coș cu pâine, pentru că la un moment dat vom sfinți pâinea aceasta și veți mânca împreună cu familie. Vom frânge această pâine dumneavoastră în casă și noi aici și dumneavoastră veți mânca împreună cu familia dumneavoastră și toată familia va fi binecuvântată. Dar ca să înțelegeți mai mult, să vedeți acum această invitație pentru această rugăciune online în favoarea familiei pe care o vom face. Valoarea familiei s-a pierdut. În viețile multora nu există obiceiul să stea toți la masă reuniți. Dar tu încă ai timp să recuperezi acest lucru. Pe data de 27 noiembrie, sâmbătă, la ora 18, se va realiza o transmisie în direct foarte specială. Va fi masa familiei. De la Catedrala Credinței din București, cu participarea părintelui Lucian și a doamnei Flavia. Pregătește-ți masa, o pâine și invită-ți rudele și prietenii pentru această transmisie specială. Pâinea va fi sfințită ca să primești binecuvântarea casei tale. Sâmbătă, pe 27, la ora 18, în direct și în exclusivitate online pe paginile noastre oficiale, Facebook, Pâr Lucian, Catedrala Credinței sau Catedrala TV, Instagram, Locașul Duhului Sfânt și pe YouTube, Locașul Duhului Sfânt. Ce bine, va fi o mare binecuvântare în favoarea familiei, nu? Ramon, Arnold, va fi o binecuvântare. Noi vom fi cu familia noastră și colegii noștri de asemenea care sunt mai departe vor fi cu familia lor și fiecare vom mânca împreună această pâine care va binecuvânta toate familiile aici în țară, nu? Nu-i așa? Cu siguranță când noi ne vom uni cu familia noastră și această pâine va reprezenta Domnul Iisus, care este pâinea vieții care a venit din cer, și această persoană trebuie să se gândească cum va fi familia ei dacă ea și familia ei vor mânca din pâinea vieții care este Domnul Iisus. Va fi intrarea Domnului Iisus în casa ei, nu? Pentru că va fi foarte tare, Iisus va intra în casa ei prin această rugăciune. Și așa, Domn Părinte, cum Dumnezeu a binecuvântat pe noi, dăruindu pentru noi o familie, așa cum noi avem această binecuvântare, va fi și în familia dumneavoastră. Tu ești fericit cu familia, né? Foarte cu mult. Soția, né? Și tu ești fericit, né? Toți suntem fericiți, né? Ce bine. Părintele Marius, de asemenea, va fi încurând fericit, de asemenea, nu? Așa trebuie să dea Dumnezeu. Dumneavoastră vreți această binecuvântare în familie, atunci sâmbătă aceasta,
participați, invitați toată, e bine să fiți cu toată familia la masă, rudele dumneavoastră, cât se poate, pentru că noi ne vom ruga și vom binecuvânta toată familia. La ora 18, nu uitați, sâmbătă, va fi această binecuvântare. Acum, noi ne vom ruga în favoare tuturor, vom realiza rugăciunea în favoare dumneavoastră, cine deja este în focul sfânt și deja ați pregătit plicul dumneavoastră acasă, luați mână, părinte, deja sunt în campanie, poate nici nu ați venit aici la noi personal, dar deja ați pregătit acel plic făcut de acea foaia 4 și veți face sacrificiu. Sau, dacă nu, mergeți, dacă veți acasă, imediat, luați acolo, pregătiți, luați mână, pentru că noi vom face un strigăt la Dumnezeu, este momentul rugăciunii. A ajuns momentul rugăciunii în favoarea celor care fac un sacrificiu de credință pentru a învinge toate luptele. Părintele Ramon. Dumnezeu, în numele Domnului Iisus, noi ne unim încă o dată, încă o seară, Doamne, ne învoim aici pe pământ în favoarea tuturor celor care cred și trec acum, Dumnezeu, printr-o stare dificilă, într-o situație grea pe care nu o pot rezolva singur. Și strigă la tine, Dumnezeu, în căutarea ajutorului, ca Duhul tău, ca puterea ta să ajungă acum la mame, la părinții, să ajungă acum, Dumnezeu, la soțiile, la soții, să ajungă, Dumnezeu, la copii, să ajungă la întreaga familia acestor persoane care ne urmăresc, pentru că noi știm, Dumnezeu, că sunt familiile aici dezbinate, sunt familiile, Dumnezeu, distruse din cauza băuturii, din cauza drogurilor, din cauza trădării, dar ca puterea ta să pătrundă acum, să se manifeste în această casă, să se manifeste în această familie și să realizezi o transformare, o deosebire, Dumnezeu, participarea acestor persoane la această rugăciune în fiecare seară nu poate fi ceva, Dumnezeu, distrativ, nu poate fi, Dumnezeu, ca să petreacă timp, ci ca să vadă o deosebire și ca această deosebire să se manifeste chiar acum în viața celor ce urmăresc și cred în ceea ce se predică și în rugăciunea care se face în numele lui Iisus. Da, Dumnezeu, încă o seară de rugăciune, Dumnezeu, încă un pas spre slujii bei focului sfânt din Israel. Atunci Dumnezeu binecuvântează toate persoanele, Dumnezeu, care cred și vor veni aici la Catedrala Credinței sau la un locaș Duhului Sfânt mai apropiat. Dumnezeu, com segurança, viața lor, Doamne, se va schimba. Această persoană va primi ceea ce niciodată nu a primit, pentru că Tu ești Dumnezeu, Tu ești viu, Tu ești mare și cine crede, Dumnezeu, și folosește credința, com segurança primește. Atunci Dumnezeu dă forță, putere, ca această persoană să primească pace în această clipă, să fie binecuvântată în numele Domnului Iisus Hristos. Da, Dumnezeu, și de aceea noi ne rugăm în favoarea acestor persoane. Eu știu că sunt persoane care au intrat aici pentru prima dată. Poate această persoană chiar nu a înțeles bine, Dumnezeu, totul ce am vorbit, dar adevărul este că această creatură suferă. Ea este disperată, speriată, înspăimântată din cauza problemelor, din cauza necazurilor. Dumnezeu, această persoană care este panicată, nu are
pace, nu are liniște în sufletul ei. Este o persoană tulburată. Dar acum noi ne rugăm și în favoare lor. Chiar această creatură care pentru prima dată a intrat aici și suferă, Dumnezeu vizitează cu puterea ta, vizitează cu mâna ta cea puternică, pentru a vindeca aceste corp bolnav, pentru a elibera aceste suflet care este legat de o tristețe, de o depresie, de o problemă spirituală. Da, Dumnezeu, pentru că în cuvântul tău spune că tu nu ești om ca să mintă, pentru că cuvântul tău niciodată nu a dat înapoi. Caracterul tău, Dumnezeu, cuvântul tău nu e mentinos, caracterul tău nu este un caracter mentinos. Din contră, tu ai hotărât, tu ai dat Duhul tău ca arvună, Dumnezeu, ca garanția, tu trebuie să se întâmple o transformare, o schimbare în viața acestor persoane. O, Dumnezeu, răspunde fiecare rugăciune și această persoană care de asemenea se pregătește pentru a veni la altarul, pentru a sacrifica, pentru că Duhul tău a vorbit cu ea ceea ce ea trebuie să facă, așa cum Duhul tău a vorbit cu aceea doamnă Thais și dansă, a făcut un sacrificiu total, a sacrificat, Dumnezeu, nu doar pe parte materială, dar în primul rând toată viața, toată ființă. Atunci Duhul tău a intrat în viața dansei, a intrat în viața soțului dansei și deosebire a ajuns în viața lor. Ah, Dumnezeu, asta tu vrei să faci în această campanie Focului Sfânt, nu ca această persoană să aibă doar un an deosebit, nu, dar să aibă o viață întreagă deosebită, pentru că, Dumnezeu, cine te slujește obligatoriu, trebuie să marturisească, trebuie să marturisească ceea ce tu faci, puterea ta în viața ei. Atunci manifestă-te, Doamne, noi determinăm și îți prezentăm deja această carte de aducere a minte cu numele celor care deja au luat decizia de a sacrifica și au pregătit, deja pregătesc aceste plică acasă pentru a aduce cu sacrificiu și cea mai mare dorință, și de asemenea cei care vor intra în această campanie și numele lor vor fi incluse aici în cartea aceasta de aducere a minte. Dumnezeu, noi determinăm victoria lor și deosebire prin credință, în numele lui Iisus, să fie legați toți demonii, draci, care lucrează în țara aceasta pentru a aduce suferință, pentru a aduce dezbinare, pentru a aduce necazuri, probleme, să fie legați prin autoritatea pe care am primit-o, în numele lui Iisus, noi am primit această autoritate și legăm toți demonii, duhul de violență, duhul de mizerie, duhul de fome, duhul de vite, duhul de suferință, de morte, care omoară tantas persoane, să fie legat în numele lui Iisus Hristos. Noi determinăm, Dumnezeu, noi sfințim această apă să fie consacrat fiecare pahar cu apă și să fie o binecuvântare, un sfânt medicament pentru cine crede, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Beți cu credință, dragii mei, să fiți binecuvântați. Spuneți, Dumnezeu e mare și Iisus Hristos este cu mine. Spuneți, pentru că dacă credeți, El va face deosebire în viața dumneavoastră. Chiar puteți scrie aici la comentariu, Dumnezeu e mare și Iisus Hristos este cu mine. Noi vă așteptăm mâine, încă o dată, la ora 10 seara. La ora 10 seara, începându cu ora 10, vom fi cu toți aici și toată săptămână până vineri, dar nu uitați, sâmbătă vom realiza cea binecuvântare în favoare familiei. Fost o mare plăcere, vom lăsa un detaliu, în această miercuri va fi Sfântă Împărtășanie. Sfântă Împărtășanie a deosebirii. Dumneavoastră vreți mai multă deosebire, veniți să participați la Sfântă Împărtășanie. Vom lăsa adresele noastre aici,
pentru că bărbații lui Dumnezeu, colegii noștri, nu pot să vorbească acum prin conferință, atunci vom pune aici adres și toți vor afla adresele noastre. Mâine vom fi cu toți la ora 9 dimineața, la ora 15, aici la catedrală, ne-am întors cu slujba la ora 7 seara, locașurile Duhului Sfânt încă sunt la ora 18, dar aici deja ne-am întors cu slujba la ora 7 seara. Vă așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere, pe curând, numai bine!